Modernizarea și reabilitarea zonei protejate a ansamblului monumental Calea Eroilor din Târgu Jiu este unul dintre principalele obiective care se află în atenția municipalității. După ce planul arhitectural va fi terminat, reprezentanții primăriei vor demara procedurile de obținere a finanțării pentru implementarea cât mai rapidă a proiectului. Licitația organizată de municipalitate pentru proiectul Modernizare și reabilitare zonă protejată a ansamblului monumental Calea Eroilor a fost câștigată anul trecut de arhitectul Dorin Ștefan. Autoritățile locale privesc în perspectivă acest proiect care urmează să schimbe radical imaginea orașului lui Brâncuș. Acest proiect vine să schimbe radical această axă și, bineînțeles, radical și fața municipiului Târgu Jiu și, bineînțeles, proiectul pentru viitor vis-a-vis de ce înseamnă turism în municipiul Târgu Jiu și ce înseamnă dezvoltarea acestei teme, acestui domeniu pentru noi, pentru târgujieni. Proiectul a vizat mai multe etape. Prima etapă, o etapă începută de primăria municipiului Târgu Jiu cu mult timp în urmă, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu Ordinul Arhitecților și cu Uniunea Artiștilor Plastici, chiar cu reprezentanții ai Ministerului Culturii, cu toții am înțeles importanța viitorului proiect. Etapa a doua a fost concursul de soluții, un concurs de soluții pe care l-am pregătit conform legilor în vigoare. În luna aprilie, reprezentanții primăriei urmează să aibă o nouă întâlnire cu Dorin Ștefan. Obiectivul municipalității este acela ca, până la sfârșitul lunii mai, planul arhitectural să fie finalizat, astfel încât să se treacă cât mai repede la următoarea etapă, accesarea de fonduri pentru implementarea imediată a proiectului.